Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Leu, pentru luna iunie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Lei, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate aveți de-a face cu un leu, vom începe cu tălmăcirea generală, să vedem de unde veniți și încotro vă duceți, ce se îndreaptă către voi, dar și cum veți face față situației. În partea a doua, avem o invitată specială de onoare astăzi. Este vorba de însăși roata norocului. Roata norocului vine și va aduce un sfat astăzi într-o singură situație a vieții voastre. Va aduce răspunsul la o singură întrebare. Gândiți-vă la acel aspect al vieții voastre la care aveți nevoie de ghidare. Și roata norocului, în partea a doua, vă va da această ghidare, care nu vă lasă la mâna destinului, pentru că este Camizea aici. Ea va răstălmăci aceste răspunsuri pentru voi, pentru că în această vară nu rămâne nimeni pe din afară. Dar până atunci, omul dorește să știe, scurt și la obiect, ce l-așteaptă în luna iunie. Lei, energia generală cu care intrați în această perioadă, unde este focusul și ambiția voastră. Avem patrul de spade. Vedem un leu introspect. El se odihnește sau se pregătește pentru ceva. Studiu, odihnă, stă departe, nu dorește comunicare. Are nevoie de singurătate pentru a vedea cu claritate o situație în viața sa? Este mai bine să vorbești cu tine însuți, să meditezi, să te rogi, decât să vorbești cu alte persoane, ce se spune în această lună. Mai departe, meditezi. O trezire spirituală mai vedem pentru alte persoane. Un plan pe care leul îl face de unul singur. Oare în ce aspect al vieții tale trebuie să te sfătuiești mai mult cu tine și mai puțin cu oamenii? Este vorba despre munca ta? Despre proiectele tale? Ți se spune să taci, să nu spui la nimeni în această perioadă? Despre proiectele tale, visele tale, dacă trebuie să faci o propunere, să nu o faci în dragoste mai puțin? Nu spune acel te iubesc deocamdată, dacă nu ești sigur de tine, ai nevoie de timp, avem doiul de spade. Personajul se uită în interiorul inimii sale. Are nevoie să ia o hotărâre. Va vorbi cu inima sa. Oare ce îți spune ție inima? Ești protejat? Ești în siguranță? Omul atunci când se roagă, ce cere omul divinității? Să fiu bine, să fiu apărat. Apără-mă, îi spune omul, apără-mă. Protejează-mă, ține-mă sub acoperământul tău. De ce se roagă omul în acest fel? Pentru că, iată, inima sa este vulnerabilă. Inima leului va trebui să fie protejată. De cine altcineva decât de tine? Nu risca în chestiunile emoționale. Plănuiește foarte bine acțiunile tale. Cere sfatul inimii. Nu te uita în afara ta, uită-te în interiorul tău, ți se spune. Și avem 10 de spade. De ce? Pentru că, iată, dacă nu faci acest lucru, este posibil emoțional să fii răpus. Tu știi acest lucru. Care este acea decizie pe care trebuie să o iei emoțională? Nu lăsa inima ta să se deschidă foarte mult, pentru că se vede că cineva calcă cu bocancii. Nu va călca dacă nu îl vei lăsa. Persoanele care se vor detașa emoțional o vor duce mai bine. Iată ce se întâmplă. Îmi se va arăta un alt mod de citire a tarotului. Personajul acesta are deasupra sa niște spade care sunt gata să cadă în el. Aceste spade pot cădea în tine. Uite așa, ele sunt deasupra. Tu le ții la distanță. Cum? Iată, ele vor cădea, dar inima ta este protejată. Aici este inima ta. Are un scut de protecție, iar când aceste spade vor cădea, grijile tale, presupunerile tale în care nu ai încredere într-o situație, spadele vor cădea, dar nu se vor înfige în tine. De ce? Pentru că tu deja ai pus acest scut de protecție. Pregătește-te emoțional pentru ceva care este foarte riscant în caz că vei cădea să fii protejat, îți spune tarotul.
Nu neapărat că vei cădea tu, dar situațiile din jurul tău vor cădea. Cineva, știu eu, poate la locul de muncă este un pericol, stai la adăpost, protejează-te. În iubire poate este un pericol cineva să te înșele, cineva să te lase în urmă, cineva să te mintă. Cineva să facă ceva, iar tu ești la adăpost în inima ta. Nu te încrede în persoanele cu care ai de-a face în această perioadă, pentru că nu sunt persoane care te pot ajuta pe tine, singur te ajuți tu și cu Dumnezeu, atâta vorbește mai puțin cu oamenii, pentru că săgețile sunt deasupra ta și pericolul că ele să cadă în tine este foarte mare, un risc pe care l-ai aici, dar dacă stai deoparte vei fi protejat. Să nu te intereseze alte lucruri pe care le fac alții. Pajul de spade este în temerile voastre. Ce se lasă la urma voastră, în spatele vostru, vedem o comunicare care nu vă mai interesează cu cineva. Este posibil ca această persoană să se fie arătat binevoitoare o perioadă și vă dați seama că nu vă face bine comunicarea, este toxică. Cu fiecare cuvânt, cu fiecare vorbuliță înfige câte o spadă în inima voastră și încet, încet vorbele și intențiile și chestiunile pe care vi le transmite această persoană se pot transforma în săgeți, pentru care vedem cum nu mai comunicați cu cineva. Dacă e vorba de un loc de muncă, este cazul să vă abțineți în, știu, poate transmiterea unor mesaje sau poate niște convorbiri care nu și-au rostul aici, că nu trebuie să vă băgați. Dacă e vorba de iubire, înțelegeți voi ce doriți. Este posibil ca să nu mai fie nevoie să comunicați cu cineva în această perioadă. Abțineți-vă de la comunicări, mai ales dacă este vorba despre dragoste. Vedem aici regina de cupe. Fie că sunteți voi această regină de cupe, fie că este persoana cu care aveți de-a face, ea este o femeie cu emoțional foarte vulnerabilă, foarte puternic implicată emoțional în anumite chestiuni și este posibil ca această comunicare, deci vedem forța feminină care este foarte ușor afectată emoțional atunci când comunică. Dacă tu ești această femeie îndrăgostită și cu emoțiile harcea-parcea în această perioadă, mai bine nu mai comunici. Dacă ceva te rănește în această comunicare, stai deoparte. Dacă tu ești bărbat și ai de-a face cu o femeie emoțională care comunică totul prin și indiferent ce îi spune, nu este mulțumită emoțional, stai și tu deoparte. Nu mai vorbi anumite chestiuni emotive. Că n-ai cu cine. N-ai cu cine și nu duc decât la o tristețe. Indiferent, rezolvarea prin comunicare a problemelor de iubire în această lună nu merge. Taci din gură că ești mai bine așa. Doiul de monede, nu ai de ales. Dacă nu ai de ales într-o dezbatere, fie că ești femeie, fie că ești bărbat, într-o chestiune în care totul te bulversează emoțional și nimeni nu te hrănește aici, lasă deoparte, domnule, nu mai e. Să facă alții alegerile pentru ei, vezi drumul tău, odihnește-te, treci pe lângă, ocolește, quiet, stinge telefonul, descarcă-l ca să nu mai îți trimite mesaje, spune mi s-a stricat telefonul și gata, nu mai comunici în această lună pentru că este comunicare, te întoarce pe dos și pe tine și pe cealaltă persoană. Ce se îndreaptă către tine? 10 de monede, casa și familia, securitatea zilei de mâine a ta și a celor dragi. Acest lucru te va preocupa. Discuțiile, prostiile, jignirile, promisiunile false, tragerea la răspundere emoțională, ai făcut, ai dres. Lasă voi, o să fiu bine, spune leul. Eu și ai mei să fim bine, stabilitatea materială, stabilitatea emoțională, casa, familia, cei care eu sunt responsabil pentru ei, să fie bine și persoanele deranjate emoțional nu mă interesează. O să vină să te vălească pe jos, să vă arate, vai de mine, uite-te în ce hal am ajuns, ia uite că sunt la pământ și tu o să spui nu nimica și eu uite sunt aici la pământ, dar eu mă protejez, lasă tu, treci tu peste problemele tale, că eu sunt la adăpost și avem patrul de bâte răsturnat.
Stabilitatea familiei, a locului de muncă, acolo unde trebuie să fiți voi în siguranță, este ușor în pericol în această perioadă, ne spune patrul de bute răsturnat, care vine și zdruncină puțin această stabilitate cu o chestiune emoțională, care indiferent ce ați face în ea, nu ajungeți la niciun rezultat. Și mai vedem 10-le de bute. Dacă doriți să cărați greutățile emoționale ale altor persoane, asumați-vă această răspundere și cărați-le. Dar dacă nu doriți să cărați greutățile altor persoane, stați deoparte, pentru că vă îngreunați situația. Vedem cum parcă sunteți tentați să cărați aceste greutăți pe umerii voștri, pentru că cealaltă persoană se va victimiza. Mai și acuză, mai și vine și se plânge. Poate să fie cineva din familia voastră cu care aveți de-a face sau un partener de afaceri, un vecin, cine știe cine, care vă spune, bă, tu stai așa și nu faci nimic, și mie, ia uite-te în ce hal am ajuns și uite cum sunt așa. Și te voi uita la această persoană și îi spui, nu mă, că nu este problema mea, aici lasă-l în pace să se plângă, să facă ce vrea. Și până la urmă această persoană va pune greutățile pe umerii tăi. Și vei spune așa, bă, decât să mi se strice mie stabilitatea și să am numai necazuri și numai vorbe cu această persoană, hai bă să car și eu niște greutăți. Uite, acum vei lua tu din greutății acelei persoane. De ce? Așa vrei tu. Ori îi ajuți, ori trage asupra ta niște chestii, ori le pune, te fraieresc și pun niște responsabilități pe umerii tăi. Ai grijă la ce te baci în această lună. Ce urmează după treaba asta? Asul de cupe. E, uite, na, că se ridică persoana și se vindecă. Vezi că n-ai făcut-o degeaba. Asul de cupe, cel puțin aparent, lucrurile se vor mai regla către sfârșitul lunii cu efortul tău aici de susținere a stabilității. Dacă ți-asumi că faci cu inima deschisă și că tu care aceste greutăți ale altor persoane cu inima ta și din bunătate, fă-le. Dacă nu, ai grijă că te îngreunează pe tine. Fă cu inima deschisă, se pare că cineva își deschide inima aici. 10 de monede răsturnat, o face din dragoste, din sacrificiu. Mă, dar cineva parcă simt că vă și manipulează din dragoste. Parcă vă duce, deci cum vă duce, cum vă duce această persoană, fie că este bărbat, fie că este femeie, cred că are de-a face cu chestiunile voastre emoționale. Dacă nu este un partener de viață și la locul de muncă, vă are emoțional această persoană. Și oricât încercați să stați departe, fie că e femeie, fie că este bărbat, oricât încercați să nu vă atașați, să nu vă implicați, să nu vorbiți, vi se bagă pe sub piele, vă intră în casă, vă intră pe sub masă, vorbim în metafore, și vă va spune și vă va lua așa cu toate aceste chestii emoționale, că până la urmă spune, bine mă, hai frate, hai să vedem care-i treaba aici. Și preluați voi ceva din problemele acestor persoane și ei se ușurează. Nu o să vă convină pe deplin ce cărați voi pe urma acestor persoane, poate să fie din casa și familia voastră, care vă aduc niște responsabilități și vă spun, trebuie să facem cu tare lucru. Bă, nu vreau să-l facem, spune unul dintre ei, Leu. Spune, nu vreau să-l facem. Și soțul, soția, spune, bă, dar trebuie să facem. Hai mă să facem. Bă, dar nu vreau să facem, vă spune Leu. Dacă aveți de-a face cu un Leu, vă văd că insistați așa într-o chestiune pe care Leu nu vrea să o facă. Și să vezi că s-ar putea, că până la urmă să o facă de dragul vostru, dar se îngreunează persoana respectivă, da? Și vrei, nu vrei, ia să vedem că ai treaba. Da, cavalerul de bute răsturnat, până o face de dragul vostru, de gura voastră este posibil să o facă, dar își pierde energia, își pierde interesul aici și o face de mântuială, să știți, ca să vă satisfacă pe voi, după care cred că zice, stai bă frate că nu-mi convine ceva. Deci văd că cineva parcă vă trage emoțional într-o chestiune, mergeți, vă lăsați așa ușor, după care spuneți, bă știi care e treaba? Nu. Deci mergeți înainte, înapoi cu această persoană. Și când, cum să spun, este o lună cu fluctuații emoționale aici, în care parcă vreți, parcă nu vreți să faceți ceva. Parcă vă convinge, parcă faceți pe jumătate,
Parcă faceți doar de ochii lumii ca să spună, uite-mă că am făcut și după aia aruncați aici problema, o aruncați din mâinile voastre. Deci cred că faceți un lucru de mântuială, dar aici care e mai șmecher? Sunteți voi mai șmecher sau e cealaltă persoană mai șmecheră sau mai șmecher? Se pare că ambele persoane sunt șmechere și știu să se manipuleze unul pe altul, să se tragă în țeapă, dar e vorba de cineva din intimitatea voastră. Nu este un străin, este cineva din casă, din familie, de la locul de muncă, din prietenii foarte apropiați, care vă trage și vă spune, fă băi tu pentru mine că eu nu mai pot. Și o să faci, aia bă că fac să te salvezi, dar după aia de fapt voi nu o să faceți. Nu, cum să spun, e ceva, o manipulare reciprocă. Nu insistați dacă aveți de face cu un leu, dacă nu vrea să facă un lucru. Că până la urmă îl face de mântuială și tot nu face. Șoasele de monede este în temerile voastre. Vă este teamă că ceea ce faceți voi nu va fi recunoscut și că nu va fi răsplătit. Spune, de ce să fac eu aici? Că n-am niciun interes. Și vă e teamă că ceva profită și vă duce cu zahărelul. Și că vă duce în... Emoții aici vă manipulează emoțional, avem 7 de cupe, vă manipulează emoțional ăsta. Eu dau aici ceva de la mine și ce primesc în schimb? Să văd eu că nu prea îmi convine ce primesc în schimb. Și temperanța, îmi pierd o echilibru. Leu este foarte ambițios, nu dorește să-și pierde echilibru, nu dorește să lase de la sine nici măcar o secundă, este foarte în control. Și normal că trebuie să se mai fie mai ar trebui să fiți un pic mai flexibil dacă vreți să vă meargă mai bine. Dar voi se teamă de un pericol aici că veți fi răpuși voi și mai bine spuneți mai bine să fie răpusă cealaltă persoană decât să fiu eu răpus, pentru că eu sunt în control asupra sentimentelor mele și eu controlez dacă cineva mă răpune sau nu. Dacă cealaltă persoană vine și te plânge că este pusă la pământ, dacă eu nu-l ajut, este problema lor. Dar o să mi se facă milă așa, să mi se facă din compasiune, nu că mila nu e bună, din compasiune am să-l ajut eu un pic pe ăla, doar ca să-i dau așa senzația că-l ajut. Că de fapt, eu dacă n-am un interes în această chestiune, nu prea mă interesează. Nu reușesc să-l convingeți foarte mult pe leu, o să o facă de mântuială. Și după care pleacă. Șoasele de spade ni se arată că nu se poate. Nu se poate cu leu luna asta. Lăsați-i în pace. Că nu vor, nu vor. Vă veți pierde voi timpul așa cu ceva din apropierea voastră, foarte aproape de viața voastră, din familie, din vecini, din cineva apropiat, care se bagă așa neapărat, se bagă neapărat pe supierea voastră, să vă convingă ei să faci ceva și până la urmă o să spuneți lăsați-mă în pace, bă, fraților. Că m-am săturat. Deci vă pierdeți timpul în această lună, emoțional. Mai bine luați o vacanță, forța răsturnată. Nici nu vreți să fiți în control, dar nici nu vă lăsați controlați de alții. Sunteți rigid în relațiile cu ceilalți, cu cei apropiați. Voi care probabil că erați ușor mai maleabili, dintr-o dată în această lună vi se pune pata și nu doriți, dacă nu doriți să mergeți până la capăt într-o situație, nu o veți face. Mergeți și până la jumătatea drumului și nu o faceți. Deci nu-l mai convingeți pe leu. Lăsați-l în pace să se odihnească. Pentru că nu, deci nu suportă să fie manipulat și va vedea acest lucru. Șaptele de bâte răsturnat. Leul vrea să fie liber. Să nu trebuiască să fie în permanență, să trebuiască să se apere de cineva sau să apere interesele unei alte persoane. Vrea să fie liber, leneș luna asta, știți? Și bă, vreau să fiu leneș, uite așa, nu prea am energie, vreau să fiu lăsat în pace, să mă odihnesc, mă duc undeva, să mă relaxez, să meditez, să fac un masaj, vedem aici, și vin alții cu problemele lor și mă deranjează. Leul se detașează emoțional, nu are nevoie de încărcăturile voastre pe care aveți de face cu un leu, pentru că tu ești leu, nu ai nevoie de încărcătura emoțională a altor persoane și vei merge pe drumul tău și te vei simți tu liber. Liniștit până la sfârșitul lunii. Dar pe la mijlocul lunii îți vor da de cap aceste lucruri. Nu plecați, lei, pentru că vine roata norocului. Ofer tălmăciri față în față, cu durată și de până la 2 ore. Căutați-mă numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipurilor mele.
pe pagina mea de Facebook, nu mă căutați după nume, pentru că nu se știe pe unde ajungeți, sunt conturi false, dragii mei, și pe Facebook au apărut persoane care imită, care copiază, căutați-mă pe mine, pe linkul meu de aici, trimiteți mesaj privat și știți atunci cu siguranță că sunt eu. Dacă vă plac aceste tălmăciri, dați un like de apreciere și abonați-vă. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale, dar abonați-vă și la Camizea, pentru că mă ajutați pe mine în felul acesta și nu vă costă nimic. Aici mai jos este butonul în care scrie abonează-te și lăsați-mi un comentariu pe care îl ador. Bineînțeles, citesc cu mare, mare plăcere comentariile voastre. La ce te-ai gândit, leule? Care este aspectul vieții tale care are nevoie de ghidare în această perioadă? Roata norocului. Ne lăsăm la mâna destinului. Camizea va răstălmăci pentru voi și vă va ține în siguranță și în control asupra destinului vostru? Gândește-te la acea întrebare și haideți să vedem care este răspunsul. S-a oprit turata norocului. Aici. Go for it. Go for it. Mergi înainte, ți se spune. Este drumul liber. Ceea ce ți-ai propus. Fă din inimă cu libertate. Du-te și îndrăznește, îți spune roata norocului. Dacă ți este teamă să faci ceea ce ți-ai propus sau dacă depinzi de altcineva și îi spui: dar cum să fac? Cum să merg eu să obțin acest lucru? Și spune, mergi și obține acest lucru. Cum să fac să obțin că cealaltă persoană nu mă susține? Sau depind de altcineva? Nu este neapărat nevoie să faci cu o persoană anume. Go for it înseamnă să creezi, să manifesti în viața ta acest lucru. Indiferent dacă cel de lângă tine te aprobă sau nu. Indiferent dacă poate o perioadă va trebui să schimbi persoanele din viața ta, locurile din viața ta. Să nu renunți la visul tău, ți se spune. Go for it. Mergi și obține acest lucru pentru că universul dorește ca tu să-l ai. Ce ți-ai propus? Este o dragoste, dar persoana poate nu te vrea? Mergi și obține această dragoste, spune universului, eu vreau această dragoste. Și universul va ghida către tine persoana potrivită. Go for it. Cere acest lucru universului zi de zi, secundă de secundă, vreau acest lucru, îl merit, îmi aparține, merg până în pânzele albe să-l obțin, dar nu depind de alte persoane, ci mai ales mă rog pentru mine, oare care este beneficiul meu din această situație? Este o iubire. Care este beneficiul meu să fiu fericit în această iubire? Este un loc de muncă. Care este beneficiul meu să fiu plătit decent? Să am un loc de muncă pe care să-l fac cu iubire. Îmi doresc o casă, să fac o schimbare, să fac o mutare. Go for it, ți se spune. Mergi și obține acest lucru. Chiar dacă nu vezi drumul, mergi și cere ghidare din partea ghizilotării spirituali care spun, mergi înainte, vei primi ghidare din partea universului. Aceasta a fost tălmăcirea pentru lei. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție. La revedere!